Fostul atacant al Stelei, George Țucudeanu, este aproape de o revenire în Liga 1. Pandurii Târgu Jiu s-au interesat de serviciile atacantului, care este liber de contract. O eventuală revenire la Târgu Jiu a lui Țucudeanu poate aduce un plus în atacul pandurilor. Dacă se va parafa înțelegerea, pandurii ar reuși al treilea transfer de marcă, după aducerea lui Ioan Hora și Cristian Săpunaru. Pandurii Târgu Jiu poate fi o rampă de lansare pentru atacantul în vârstă de 24 de ani. George Țucudeanu are o experiență care poate ajuta echipa evoluând la UTA Dinamo, Charlton și Steaua, dar și la Națională U21, unde a reușit să marcheze 2 goluri în 5 apariții pentru România. Cea mai bună perioadă a fost petrecută la Dinamo între anii 2010-2013, unde a reușit să fie și golgheterul echipei într-un tur de campionat. Dacă se vor înțelege la partea financiară, atacantul este foarte aproape de venirea la Târgu Jiu.